Salut, dragilor, ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată. În clipul de astăzi o să fie așa un fel de amestec între house tour și deco. Mi-aș rog foarte, foarte multe dintre voi să vă fac un house tour și am zis eu, hai să o luăm așa, încet, încet, dacă toți suntem în perioada asta a Crăciunului, să vă arăt cum am decorat eu diferite colțișoare ale casei, precum, nu știu, sufrageria, dormitoarele, mai exact unde am decorat și cum am decorat pentru sărbătorile astea de iarnă. Clipul de astăzi, evident, vrea să fie unul inspirațional, adică să vă inspire, mai ales că multe dintre voi încă nu au decorat casele, mulți știu că decorați în prag de ajun, așa că sper eu să vă vină în ajutor. O să începem turul în sufragerie pentru că aici am decorat eu cel mai mult și o să vă iau așa prin diferitele colțișoare. După care mergem în dormitor la mine, unde am decorat foarte, foarte puțin, dar nu știu, are așa un farmec aparte și vreau să vă arăt și acolo cum am decorat. Iar după mergem în camera Alexei, unde am decorat puțin, puțin mai mult, m-am jucat mai mult acolo și restul casei nu mai este decorat. Deci am decorat dormitorul Alexei, la mine puțin și sufrageria. Restul casei nu vi-l arăt pentru că n-are sens, nu e decorat de Crăciun. Ăla cu altă ocazie. Asta fiind spuse, hai să începem. Iau camera în mână, mă pun în spatele camerei și încep să vă arăt chestii super drăguțe crăciunistice. Și voi începe cu partea asta sufrageriei, care este cea mai decorată, să spun așa. Știți că bradul era lângă geam, v-am arătat eu în alt vlog unde am făcut bradul. O să vă las un car să vedeți cum am împodobit bradul. Ei bine, m-am gândit eu mai bine și l-am pus aici pentru că am avut nevoie de el la filmări și l-am pus pe peretele ăsta și aici a rămas. Deja vedeți că e umplut acolo jos cu cadouașe și cam ăsta este colțișorul crăciunistic de aici. Bineînțeles, veoza ar fi trebuit să dispară, dar serios, nu am unde să o pun, așa că am lăsat-o acolo. Și am decorat canapeaua cu pături așa maro, așa gen reni. Aici am scaunul meu favorit cu păturele pufoase pe el, pernuțele astea pe care le-am făcut anul trecut într-un do it yourself de Crăciun. Acolo am o boxă pentru că evident trebuie să ascultăm colinde. Brăduțul arată cam așa. Și aici jos vă spuneam că e plin, plin, plin de cadouașe pentru toată lumea, pentru toată lumea. Și da, cam așa arată colțișorul ăsta de sufragerie. Aici am un macrameu și când ne dăm așa într-o parte, aici avem sătulețul, chiar drept cu bradul, pe același perete, spune eu. Și aici avem coroana pe care am făcut-o într-un do it yourself anul ăsta pe canal. Și ăsta este sătulețul, nu este aprins acum, luminițele le aprinde cât seara. Și hai să vă arăt cum mai arată el, pentru că am mai adăugat chestiuni. Aici am adăugat un rege mag, am mai adăugat aici în spate, opa, stați că a căzut, am adăugat chestiunea asta care i-a căzut Alexei la calendarul advent. Este o doamnă cu un purceluș, pentru că, hello, trebuie să tăiem porcul, hop, stai că a căzut. Și mai în față o doamnă cu o potcoavă norocoasă. Bun, o să mă chinui cu asta până o așez. Am pus doamna cu porcușor mai în spate, nu e nicio problemă. Dacă sunteți curioși cum am făcut stătulețul, îl avem într-un vlog din vlogmasul ăsta. O să încerc să las card și către vlogmasul ăla. Oricum, toate clipurile pe care le menționez acum, în clipul ăsta, voi încerca să le las în descriere. Și cam ăsta este stătulețul meu. Aici avem chiar și un moment așa de adus bradul acasă. Căsuțe, mașinuțe, Moș Crăciun, Mama Crăciun și da, aici am câteva globulețe, ăsta și ăsta, încă un om, un pinguin de la Alexei, totul este minunat. Ah, și aici încă un moșuleț care păzește căsuțele astea. Da, colțișorul ăsta e favoritul meu. E primul an în care avem și noi sătuleți și mă simt super mega fericită să-l am pentru că arată super adorabil. Și hai să vă fac și voi așa o privire. De exemplu, ăsta e colțulețul și imediat aici avem colțulețul cu bradul și cu locul meu de citit, de editat, de inspirat. Bun, ne îndepărtăm așa puțin și mergem la masa din sufragerie. Bun, și că tot vorbim de masa din sufragerie, aici este. Aici era înainte bradul, dacă țineți minte din vloguri. I-am schimbat, am pus masa aici lângă biroul meu. Imediat trecem și la partea aia. Am pus acolo un șemineu. Bun, masa din sufragerie, am două scaune prin casă, sunt patru scaune la masă și fiecare are câte o căciuliță din asta. Căciulițele, pentru cine mă întreabă, le-am cumpărat de pe AliExpress, stai să vă le arăt așa. Așa arată ele, super, super adorabile. Pe Vasilica l-am pus aici pe masă pentru că, nu știu, arată așa mai drăguț. Îmi spuneți voi în comentarii cum vi se pare. Pe masă am ales să pun o față de masă albă și am și chestiunea asta pe mijlocul mesei pe care am făcut-o eu.
și așa dintr-un material super crăciunistic și scrie Merry Christmas pe ea. Aici am un lănțișor evident, pentru că de ce n-ar sta aici, și chestia asta de la cameră. Dar trecând peste aceste două detalii, două amănunte, aici avem decorațiunea asta pentru masă pe care am făcut-o și pe ea într-un clip și uitați-vă cât de frumos a curs ceara peste conurile astea de brad. Deci mie efectul ăsta îmi place la nebunie. Și vedeți că lumânările sunt consumate pentru că le aprind în fiecare seară. Nu știu, îmi place cum dă o senzație de căldură, de nu știu, e minunat. Arată super, super drăguț. Îmi place tare mult combinația asta. Iar în partea asta vă ziceam eu că am biroul cu scaunul de la birou, am păturica mea groasă acolo și chestiile mele de la birou. Aveți un tur al biroului, deci puteți să îl vedeți și pe el. Și cam așa arată și partea asta a sufrageriei. Vitrina asta unde este televizorul și în primă fază am pus câte o căciuliță de asta de Moș Crăciun la cactus, știți deja dintr-un video. Aici avem nașterea lui Isus, ceea ce reprezintă Crăciunul, un ceas, spiridușul supraveghetor, iar aici avem lumânărele, cărți și lumânărele, nu știu, așa foarte crăciunistic. Avem pe acolo un parfum, deci parfumul ăsta sta să vi-l arăt pentru că e minunat. Ăsta este cadoul lui Ștefan. Ia uitați-vă ce fain arată Jean-Paul Gaultier. Uitați-vă, deci îmi place tare, tare mult și oarecum camuflează treaba cu ruterul de acolo. Dar așa, în general, priveliștea noastră de seară, pentru că în mod normal seara ne uităm la televizor, cam așa arată. Și ultima chestie crăciunistică așa din sufrageria mea aici pe măsuța de cafea, am pus un fel de platoaș cu, vedeți voi, bastonașe din astea, bombonele, acadele, de asemenea genul ăsta de Ferrero. Mi se pare foarte drăguț și e la îndemână, dacă ne e poftă de ceva dulce, măcar să mâncăm așa crăciunistic, nu? Am ajuns, iată, și în dormitor, unde nu am decorat foarte mult, avem decât 3 elemente, să spun așa. Oricum, instalația asta o vedeți mereu la mine, deci să zicem că nu ar fi special pentru Crăciun, dar se asortează așa. Am pus brăduțul ăsta de pe geam, aici pe noptiera mea, și veoza asta, pe care am făcut-o noi într-un do-it-yourself, o să vă las card către el, cu un om de zăpadă, un brăduleț și o lumânare din asta artificială, care nu mai are baterie. Trebuie să înlocuiesc bateria și ei, dar în ansamblu avem și aici ceva așa crăciunistic. Am ajuns și în camera Alexei și unde am decorat este în partea asta. Știți povestea bradului, nu am putut să-l aruncăm pentru că a vrut să-l decoreze Alexuța în camera ei. Și am decorat și un brad aici, am pus un brăduleț. Pe perdea am pus globulețe. De asemenea ați văzut treaba asta tot așa într-un do-it-yourself aici pe canal. Oh my god, cum am lumina în față, nu prea se vede cum trebuie. Aici evident Alexa s-a jucat. Cam așa arată camera ei în mod normal, jucării peste tot. Brădulețul este aici și cam așa arată el decorat. Bun, și unde mai avem așa decorațiuni de Crăciun este aici în partea asta de televizor. Avem pe omulică asta de zăpadă care e urcat pe o veoză, ghetuța lui Moș Nicolae, o avem în fiecare an prezentă, și mai avem aici numerele restante de la calendarul advent. Aici cutiuța asta are Alexuța squishy-uri. Bun, și restul de calendar advent este în brăduț. Ce am mai rămas să deschidă, vedeți? Cutiuța asta, de exemplu, și pe măsură ce s-a golit pomul de cutiuțe advent, am pus globulețe, beteală, ce mai avem noi de decorațiuni pentru brad în casă. Și cam așa arată și camera Alexei decorată pentru această sărbătoare.
Ei bine, dragilor, cam asta este turul prin casa mea. Am vrut să vă arăt așa cum am decorat eu în mare Crăciunul ăsta, în sfragerie, în dormitoare. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper că v-am dat așa idei noi, inspirație, pentru că până la urmă ăsta este scopul acestui video, să vă inspire, să vă ajute, mai ales că multă lume decorează casa acum în prag de ajun. Deci sper să vă ajute, dacă v-a ajutat, nu uitați de ăsta, de like, și să spuneți în comentarii voi cum ați ales să vă decorați casa anul ăsta. În continuare, dragii mei, am să vă las cu alte clipuri, sper să vă placă la fel de mult ca acesta. Vă pupăcesc extrem și ne vedem curând în următorul clip. Pa, pa!